Ei bine, chat, se pare că în sfârșit GTA 6 se lansează. Rockstar Games au uploadat acum 39 de minute primul trailer din GTA 6. Nu vine să cred că în 40 de minute trailerul ăsta are 2,4 milioane like-uri. Deci efectiv nu vine să cred lucrul ăsta. Și sunt foarte curios cum o să fie jocul ăsta. Dar nu uitați să apăsați și voi acolo pe butonul de like, un share, un subscribe și să lăsați un comentariu în care să-mi spuneți cum vi se pare jocul. Bine, asta după ce ne uităm la trailerul acesta de la GTA 6. Mamă, ce emoții am! Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Ok, Lucia o să fie personajul principal din GTA 6. Până acum asta am înțeles, dar hai să ne uităm și în continuare, să vedem exact despre ce este vorba. Mamă, bro! Grafica jocului mi se pare efectiv wow până acum. Cu siguranță sau probabil că o să se mai îmbunătățească grafica jocului până când o să se lanseze jocul. Nu știu exact încă când o să se lanseze jocul. Probabil la finalul acestui videoclip o să vedem și când o să se lanseze jocul. Sunt curios totuși ce mașini noi o să fie adăugate în joc și cum o să fie povestea jocului. Storyline-ul în sine, sunt curios despre ce o să fie vorba. Opa, opa, deci ce mașini sunt pe aici? Ok, deci astea o să fie mașinile din GTA 6, mă rog, câteva dintre mașinile din GTA 6. Deci asta e harta, mamă, e gigantică harta. Deci o să fie Ferrari, ăla cred că e Bugatti, ăsta e Bugatti? Nu-mi dau seama, pare a fi Bugatti. Aici, ăsta cred că e un Dodge, ăsta e un Dodge Challenger sau, cred că da. Bun, bă. Cam atât avem, adică până acum cam doar de lucrurile astea ne-am dat seama. Mamă, nu te cred. Sunt curios efectiv de ce componente o să ai nevoie la PC pentru a te putea juca GTA 6. Dacă la GTA 5, deci când a apărut GTA 5, băi, eu țin minte că mi-am cumpărat calculator nou. Sperăm că nu trebuie să facem upgrade la PC atât de mare încât să ne putem juca GTA 6. Bă, dar întrebarea mea este, o să apară oare prima oară pe console GTA 6 sau o să apară pe PC? Sau apare și pe console și pe PC în același timp? Vice. Oare o să se întâmple acțiunea în Vice City? A scos crocodilul, bro. A scos aligatorul din piscină. Remember to check for uninvited guests before the pool party. Adică, înainte de o petrecere la piscină, să verifici dacă ai oaspeți nepoftiți. Gen o glumiță. A intrat aligatorul în magazin. Ia uite cum arată magazinul. Practic au făcut trailerul ăsta cu ca și cum ar filma cineva și ar posta pe Reels, gen pe Instagram. Îmi dau seama după ce naiba, după chestiile astea de follow. Dar de ce oare? De ce oare chestia asta? Bine, de fapt, lucrul ăsta probabil fiindcă e TikTok-ul și Reels-ul foarte popular în momentul de față, inclusiv YouTube Shorts, și probabil au zis hai să facem ceva nou, ceva șmecher, ceea ce e și foarte tare. Băi, e un trailer foarte bun. Îți prezintă jocul cât de cât. Lucia chiar cred că o să fie personajul principal din GTA 6, din câte putem observa până acum. Cine e asta? What? Cine-i dânsul? Trust? Trust. Din primul trailer, jocul arată foarte tare. Adică, clar, o să fie un joc bun. Însă, trebuie să mai vedem trailere pentru a ne da seama de mai multe lucruri. Până acum ne-am dat seama de faptul că Lucia e personajul principal din GTA 6. Adică, e personajul principal din storyline-ul jocului. Împreună, cred că, cu iubitul ei. Deci, ei o să fie personajele principale. Însă, acum, nici nu știu ce să zic. Adică, sunt curios dacă storyline-ul o să fie mai bun decât cel din GTA 5. Să vedem GTA 6 2025. Aoleu, bro.
2025. Și probabil o să apară în 2025 undeva prin octombrie, noiembrie. Mamă. Bă, mai avem de așteptat. Deci clar mai avem de așteptat până când o să apară GTA 6. Însă, și acum e foarte, foarte șmecher jocul, dar până atunci jocul o să se îmbunătățească mult mai mult. De ce cred eu asta? Fiindcă o să se lucreze foarte mult pe grafică. Grafica jocurilor evoluează de la un joc la altul, evoluează tot mai mult. Deci probabil o să lucreze mult mai mult pe grafică, pe optimizarea jocului. Bă, uite, acum am realizat. Deci, practic, trailerul trebuia să apară mult mai târziu. Adică trebuia să apară tot astăzi, dar să apară, nu știu, câteva ore mai târziu. Deci, 173 de milioane de vizualizări. Faptul că au anunțat că o să apară trailerul de la GTA 6. Efectiv, wow. Au scris aici că our trailer has leaked. Deci de-aia s-a postat trailerul mai rapid. Fiindcă cineva le-a dat leak la trailer și au zis... Știi ceva? Punem trailerul direct acum. Și-au pus trailerul, bro. Au zis, our trailer has leaked, so please watch the real thing on YouTube. Deci de-aia a apărut trailerul mai rapid. Fiindcă a dat cineva leak la trailerul lor. Bă, am înțeles. Am înțeles, deci cam așa e primul trailer din GTA 6. Păreri? Eu cred că o să fie foarte tare jocul. Adică chiar cred că o să fie un joc... Bă... Next level. Hai să vedem trailerul de la GTA 5 trailer. Cât de mult engagement a avut. Bro, trailerul de la GTA 5 are doar 2 milioane de like-uri acum 12 ani și 93 de milioane de vizualizări. Deci, câte vizualizări înseamnă că are de fapt trailerul de la GTA 6 dacă are deja 3 milioane de like-uri? Bine, clar acum 12 ani nu erau atât de multe conturi de YouTube. În 2011... nu prea avea toată lumea cont de YouTube. Ce naiba, nici eu n-am avut cont de YouTube în 2011. Deci, na, nu prea s-au dat atât de multe like-uri la început. Mă rog, n-a fost atât de mare GTA 5 precum posibil să fie GTA 6, fiindcă GTA 5 a creat tot hype-ul către GTA 6. Dar oricum, 3 milioane de like-uri într-o oră, efectiv wow. Da, ce să știu să zic? Scrieți-mi și voi în secțiunea de comentarii cum vi se pare jocul până acum. Sunt de părere că deja din primul trailer ne putem da seama cam cum o să fie jocul, dar cu siguranță din următoarele trailere, probabil o să mai apară încă un trailer în care o să fie un trailer mai lung, în care o să putem vedea cu exactitate cum o să fie jocul, cum o să fie acțiunea din joc, dar pentru un prim trailer mi se pare, bă, nota 10, efectiv. Chat, puteți să scrieți și voi în secțiunea de comentarii cum vi se pare din trailer GTA 6 până acum. Cam atât și ne auzim pe data viitoare la episodul următor. Baftul meu, pa!